Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest... În acest video o să vă prezint o unealtă foarte interesantă pentru motocicletele de cross. Este o unealtă de la KTM Husqvarna GasGas, și anume aceasta. Da? Ce face această unealtă? Ea ne ajută să verificăm lanțul, să verificăm atât uzura acestuia, cât și cât de bine este întins. Este foarte folositoare. O poți folosi singur, nu trebuie să te ajute nimeni. Deci, în mod normal, știți, v-am mai arătat și în alt video cum se face verificarea lanțului, dacă este ok, cât este de întins. Verificarea se face aici, da? Ei, în loc să punem o ruletă, avem această unealtă care se bagă aici, da? Și la noi, în cazul nostru, este lanțul, se vede că este destul de slab, mai trebuie întins, da? L-am lăsat special așa ca să vă arăt și vouă cum, cât de folositoare este această uneltă. Așa, de asemenea, are partea aceasta unde putem verifica uzura lanțului atunci când acesta se întinde foarte tare și trebuie schimbat. Acum, cum se face asta? Aveți și în manual să măsoară între zaua X și zaua Y și distanța trebuie să nu fie mai mare de. Așa, deci trebuie să ținem lanțul întins, așa, și cu aceasta venim aici deasupra și verificăm să fie distanța între zale ok. Da. Bine, în cazul nostru lanțul este aproape nou, clar este ok, dar ca idee așa se folosește această unealtă. Este foarte folositoare, foarte ieftină, zic eu, în jur de 100 de lei și este ok să o aibă oricine. Este, aceasta eu am pe negru pentru că lanțul automat este murdar, este să țină la murdărie, dar există și portocalie și albastră, nu știu ce culori mai există. În cazul nostru trebuie să mai întindem lanțul, o să-l întindem, apoi verificăm din nou să fie ok cu această unealtă. Cam așa este ok. La fel facem și în partea cealaltă. Strângem contrapiulițele, strângem piulița la cuplu
Și am terminat. Gata, și cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați like și abonare la canalul nostru.